Deci în momentul când te dăruiești lui Hristos, trebuie să ai trei condiții categorice. Când spune acolo la călugări lepădarea de sine. Aia lepădarea de sine nu e numai pentru călugări. Pentru oricine. Nu există om căruia să nu-i fi spus Hristos în Evanghelia de azi, cine vrea să scape sufletul, același îl va pierde. Adică trebuie să te jertfești dacă vrei să-l câștigi. Adică trebuie să te faci aici țărâna tuturor. Tuturor m-am făcut toate, spune Pavel. Și iarăși spune să-și ia crucea și să vină după mine. Ați văzut în Evanghelie. Cel ce vrea să vină după mine să-și ia, să se lepede de sine. Deci nu numai călugărul să lepede de sine. Și mama, și tata, și bunica, și unchiul, și nepotul, toți ne lepădăm de sine. Pentru că nu mai lucrăm prin noi, lucrăm prin Hristos. E ca și cum ai avea o firmă și tot ce produci trebuie să treacă prin brandul firmei. Același lucru și la Hristos. Dacă nu te-ai scris cu numele Lui, nu te-ai altoit prin botez, nu te-ai îmbrăcat în lumină prin pecetuirea Marului Mir, prin pecetea Duhului Sfânt și nu te-ai altoit prin Euharistie, tu ești mort. Atâta ești în Hristos. Și uite, în prima parte a Evangheliei, vedeți că aici e o chestiune foarte interesantă. Se pune la balanță ce? Spune așa, ce va da omul dacă va câștiga lumea și sufletul va pierde? Îți poți da seama de așa ceva? Ce va da omul dacă sufletul va pierde? Deci pot să vin eu să-i spun, Doamne, am lucrat în Italia 10 ani, eu îți dau 20.000 de euro, bagă-mă în rai. Ce-ți facă cu Dumnezeu cu ei? Să construiască ziduri mai înalte la iad să nu sară păcătoșă de acolo? Nu, că acolo-s dragi care îi păzesc. Auzi ce spune. Ce-i folosește omului dacă întreaga lume ori câștiga și sufletul ar pierde? Poftim. Aici trebuie să avem noțiunea de normalitate. Aici trebuie să avem noțiunea de eficiență în credință. Deci eu când vin la biserică, nu vin să par mai înalt ca celălalt, mai deștept ca celălalt, mai frumos ca celălalt, mai impresionat ca celălalt. I-auzeam și de dimineață când stăteau la rând la spovedit. Uite și părintele zice cum îi bagă în față pe care îi cunoaște. Nu-i bagi pe nimeni în față, dragă. Dacă nu eliberezi intrarea la ușă, nu pot ieși nici cei ce au intrat. Și nici ei n-au stare, te stresează și nici nu se duc, nici nu vin. Stau acolo și se face un conglomerat. Deci ca o apă. Când vine o apă mare, primăvara ce aduce? Crengi, gheață și să izbesc toate la gura podului. Dacă nu decolmatez, mai curge apa? Nu. Ies aiurea, așa și oamenii. Dacă îi lași de capul lor, ies o harababură. Deci ei, copilul îți duce că e copil, bătrânul îți duce că e nervos și are și el o vârstă, cel mai bolnav îți duce și el că nu poate duce povara, iar cel răbdător, după proverbul popular, îndelung am așteptat și Domnul m-a auzit, e cuvânt din psalm. Deci, cu puțină răbdare începe sfârșitul și începutul crucii. Nu furi tu har dacă ai venit primul, că ați văzut cum fac oamenii la aghiazmă. Primul să bage cana în butoi. Poți să iau ultimul, după ce a plecat toți. Același har are. Numai să o bei tu cu credință. Și ca să nu lungesc povestea, pentru că zic eu că am înțeles ceva din discuția crucii, aș vrea să mai înțelegeți un singur lucru. Nimeni n-a putut demonstra vreodată cât de lungă este perioada sau durata de la dorința de a descoperi pe Dumnezeu până la dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a-I fi fidel. Este o pildă în Evanghelie care spune așa, și vă rog să o băgați bine la cap, că unul a venit la ora 8 dimineața, a intrat la muncă și a primit un dinar. Pe la 10 a venit altul și a primit tot un dinar. Pe la amiază a venit altul și a primit tot un dinar. Pe după nămez, pe la 3, ca să spunem așa, cum ar fi timpul azi, a primit tot un dinar și spre seară, când să se termine munca, a venit unul și a luat tot un dinar. Ce deducem de aici? Că doar bunătatea lui Dumnezeu este aceeași și universală pentru toți,
Dar timpul de recunoaștere a lui Dumnezeu ca părinte și de cunoașterea noastră ca fii a lui Dumnezeu prin har și prin credință durează de cât de lungă este calea de la inima noastră și de la mintea noastră până la Hristos să ne bage în via Lui la muncă. Că ați văzut cum s-a răzvrătit unul și a spus, păi da, eu am venit de dimineață și îmi dai tot un dinar. Ei, și asta este o cauză în biserică și ține tot de cruce. De ce te doare pe tine capul că făcând 1000 de metanii pe zi, ai aceeași plată cu cel care face o singură metanie? E treaba ta? E treaba lui Dumnezeu. Deci tu când ai venit, te-ai tocmit cu Dumnezeu pentru 1000 de metanii. Ia-ți plata și du-te. Ăsta s-a tocmit pentru o singură metanie. Ia-ți plata și du-te. Celălalt s-a tocmit pentru 10 metanii, ia-ți plata și du-te. Deci, ce trebuie să înțelegem? Că bunătatea lui Dumnezeu rămâne aceeași în tot timpul, numai inima noastră este neconvertibilă și nu vrea să cedeze din prima, numai mintea noastră este îndărătnică și nu-L acceptă pe Dumnezeu din prima, și numai dorința și voința noastră este nestrămutată și nu vrea să înțeleagă de la prima, a doua, a treia, a patra, a noua și a zecea încercare, că de fapt Dumnezeu asta vrea de la noi. Și aceea este o cruce ce ne-o facem singuri. Deci aceea este o cruce ce ne-o facem singuri. De aceea nu e responsabil, de aceea nu e responsabil Dumnezeu. Dar nu rămâne neplătită. Știți de ce? Auzi ce frumos spune Evanghelia. Celui ce greșește mult, îi se iartă mult. Ați auzit, da? E în Joia Mare. Să citește când vine femeia păcătoasă cu miruri. Și ce mai spune Hristos mai departe? Și cui i s-a iertat mult, mult iubește. Și aici ne ducem cu mintea doar atât, așa o trec ca o linie, cum mai trage o subliniere, cu duhovnicul cu nisipul și cu duhovnicul cu pietrele. Pietrele le găsești mai ușor, nisipul nu-l mai găsești. Așa și păcatele. Când ne iartă Dumnezeu de mulțimea păcatelor noastre, este un mare iubitor de om și un mare dătător de bunătăți. Dar când noi desconsiderăm această bunătate și considerăm că Dumnezeu e naiv și noi L-am putut traduce, aia e cea mai mare greșeală și cea mai mare ispită pentru tot creștinul, despre care David și Scriptura spun așa: vai de cel ce va cădea în judecata Dumnezeului celui viu atunci când se va judeca cu El. Și aici i-am spus-o unui ateu și vă spun și dumneavoastră. Ateu. Un puturos care era lenin să facă Tatăl nostru. Și a zis așa: părinte, eu nu cred în Dumnezeu. Bine că nu crezi, mă, la cât de prost ești, nu poți mai mult. Dar altceva vreau să te întreb. Te-a supărat Dumnezeu cu ceva? Nu. Ți-a făcut vreun bine? Nu. Ba da, ți-a făcut, te-a creat. Uite ce faci. N-ai treabă cu El. Nu-L ruga, nu-L striga, nu-L chema, nu-L înjura, nu-L jigni, nu-L lăuda. Dar îi spui atâta: Doamne, până te voi cunoaște și voi ști cine ești și ce mult bine îmi poți face, intră în inima mea când vrei. Locul ăla ți-l las, nu mă ating de El. Dar dacă vreodată voi uita eu de tine, tu să nu uiți de mine. Că dacă uiți tu de Dumnezeu, și aduce aminte El. Dar dacă uită Dumnezeu de tine, nu-și mai aduce aminte nimeni. Ați văzut cum e la judecată? Nu vă cunosc pe voi cine sunteți. Plecați de la mine, blestemaților. Deci nu trebuie să te bagi singur sub blestem și afurisane de Dumnezeu. Lasă-L în inima ta așa. Curvar, bețiv, drogat, borfaș. Ce ești tu? Dar nu-L scoate afară. Sara, când te culci, pune-te în genunchi sau în pat, fă o cruce, Doamne, iartă-mă pentru toate nebuniile mele. Atâta cât crezi tu, nici nu-ți trebuie mai multă rugăciune. Că nu știi ziua când te va întoarce, te va lumina și te va curăți. Aceea înseamnă că tu ți-ai curățat mormântul trupului tău și ai lăsat pe Dumnezeu să înfingă crucea vieții tale ca să știe de unde să te ia când ai probleme. Nu-ți șterge numele, că auzi ce spune. Am căutat locul păcătosului și nu l-am aflat. S-a spulberat ca tin în fața uliților și ca praf în fața vântului.
Lasă să se știe de tine că existi. Mai bine să se știe că ești păcătos, cum păcătos merit, e mai bun decât un drept mândru. Nu forța nota să smulgi crucea lui Hristos de pe mormântul trupului tău. Las-o acolo unde ți-a pus-o nașul, las-o acolo unde ți-a pus-o tată și mama când te-a botezat, las-o acolo unde ți-a pus-o conștiința când te-ai trezit copil și spuneai în ceraj. Că acum ai crescut și ești un șmecher și ai figuri și impresii pe tine, astea trec cu vârsta și cu timpul. Dar la maturitatea minții încolțește maturitatea spirituală. Și când nu te aștepți, tu devii mai credincios decât credeai. Și când nu te aștepți, tu te iubește Dumnezeu mai mult decât te aștepta. De aceea vă spun vouă și închei cu același lucru. Nu mi-este a mă lăuda decât în crucea Domnului. Pentru cei ce cred este armă, putere și înțelepciune, iar pentru cei ce pierd și nu cred, este o nebunie. În numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin.